Bună dimineața, cântă Cocoș, e primul cântat al cocoșilor undeva în jur orei 6 și cam 10 minute am ajuns noi într-una din, hai să le numim așa, suburbile Chișinăului, acolo unde îl căutăm pe profesorul universitar, medicul și directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Grigori Zapuhlyk. De ce? Pentru că ultima speranță uneori se leagă de priceperea sa și a echipei pe care o conduce. Haideți să vedem cine este până la urmă Grigori Zapuhlyk. Cred că vine cineva. Aha, da, aud pași. Aha. Bună dimineața. Bună dimineața, domn profesor. Dimineața, doamnă tabără. Vă mulțumesc mult că ne-ați primit. Plăcere. Asta e ora la care vă începeți programul fiecare zi? Da, cam așa, este chiar un pic mai devreme. Un pic mai devreme, am înțeles. Haideți să mergem. Chiar dacă n-am făcut-o special pentru dumneavoastră, cam așa este programul meu. Bun, în regulă. Vă rog frumos, treceți să știți deja cum să mă găsiți. Nu s-a focul fiecare dimineață. Și asta nu este un aranjament artistic, naturalizat. Fiecare dimineață, focul foarte mult calmează sistemul nervos. Mă uit la foc și mă gândesc, totul este trecător. Ai ars, a rămas cenușa din toate cele. O, asta e filozofia cu care vă începeți diminețile? Da. Dar asta e permanent. De atât la focul ăsta mă uit și zic că e foarte bine. Uite, minunat. Puteți să vă încălziți un pic. Adevărul e foarte Siberia. Siberia sau Ardeal. N-am trăit în munți. În bunie au fost deportați acolo și au fotografii de când bunielul cu cei 8 copii plecați acolo. De-ai săi și mama mea tot așa, ieșiți afară la suprafață, la zăpadă, la prima nuntă din familie. Stăpâna acasă este și ea medic specialist. Mariana Zapuhlyk este otorinolaringolog. Cei doi se cunosc încă de pe băncile universității. Așa, dacă nu mai facem încă... Asta nu vreau cine preluată, dar așa s-a făcut. Pa, am făcut-o în stil tradițional. Copiii noștri fac în stil canadian, cu chestia aceea automată. Mie nu-mi place absolut deloc. Poftim. Nu? Că fă asta așa e mai bună? A fi cea mai bună, să vă arăt cum fac mai departe. Luați-l, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte, foarte mult. Este mai festiv, clar, ca de obicei, dar nu în fiecare zi, sau poate chiar prima dată am acceptat să vină cineva la mine acasă. A, vă mulțumesc foarte mult. Am ținut așa, private. Dar sunteți speciale și am zis că las, că... Nu, chiar vă mulțumim foarte mult și cred că chiar am fost curios să văd cum vă începeți ziua. Dacă totul e bine, înseamnă că noi 30 minute vorbim cele mai importante fapte care trebuie discutate sau ce s-a întâmplat pe parcursul. Deci, practic, începe ziua, hai să spunem așa, cu o discuție de familie, în familie. Da. E mai mult dedicat în serie sau mai are timp și pentru familie? Special să te rămâi într-un fel, puțin să combini totuși ce este legat de casă. Tot ce viață împrejur și casă și tot este ideea dumneavoastră, este munca, este sufletul pus în această casă. Cred că el stărui să combine și tot ce are cel mai bun și cel mai frumos și rezultatul tare bun, el totuși le duce acasă. Tot ce este rău, el le lasă undeva după poartă. Și el este deosebit. Iubiți? Foarte mult când cartă și mi-a ținut atâta. Cât se-a numit? 36. Ce am iubit să adânsă? El este foarte sincer și este foarte bun. Sunt curios de un lucru. Copii aveți, da? Da. Doi? Chiar și casa aici. Am înțeles. Băiat și fată, da? Bun. Vă considerați un tată bun? Poate puteau să fiu mai bun. Știu tați care fac matematica, poate ca bunelul să fiu așa. Stau și explică, se duc de mână. La mine era de mână doar vacanțele, erau de mână doar când sâmbătă, duminica, plecam undeva, dar așa zi la zi, deci știți, eu ajunsesem în situația când nu puteam să nu mă gândesc la, era toiul, era în toiul operațiilor, la 7, 8, 9, 10 seara, și trimiteam cineva din colegi să ia pe fiica mea de la școală și să o duc acasă. Așa, cineva să mă vorbim. Alo? Bună dimineața!
Bine, eu știam de cazul ăsta, eu o să vin acolo și o să începem examinarea și deciziile medicale, bine? Mi-a fost un telefon de la spital. Deci e urgență sau trebuie să mergeți la urgență sau despre ce vorba? Iau de pregătit, este un caz mai așa, de care știam, dar trebuie să-l văd acum. Unde? La dumneavoastră, la spital? Nu, la alt spital. La alt spital? La sală de copii. Și mergeți doar să vedeți sau veți și opera? Depinde de situație. Am auzit un lătrat de câine când am intrat aici. Aveți cățăi, aveți animale? Avem unul. Unul? Vă plac animalele sau țineți mai mult pentru pază? Și pentru pază, dar îmi plac animalele. E foarte prietenos, dar când așa ceva ne place, se devine imediat foarte atent și circumspect. Așa este și profesor Zapuhlă? Cred că da. Gata, s-a terminat cu plimbările. Am plecat la datorie. Eu plec la un spital. Acum să văd un caz urgent acolo. Și apoi, planul obișnuit, am două operații planificate la instituția unde lucrez. Am înțeles. Deci, ok, atunci doamna să mergeți la celălalt spital și noi ne vedem la institutul nostru, da? Da. Bine, bine. Okay. Ne vedem acolo atunci. Mulțumesc. Am ajuns în sfârșit în locul în care își desfășoară activitatea doctorul Grigori Zapuhlâh. Este Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, două cuvinte atât de complicate și vă dați seama că speranțele multora se leagă de priceperea acestui medic. Deci să mergem să vedem unde îl găsim. Odată ajuns la institut, profesorul Zapuhlâh are o ședință cu echipa sa de chirurgi. Acolo se discută metodele intervenției chirurgicale ce urmează să aibă loc. Nu stați să încordați, Sașa. Și ce ați încordat? Ferrari, rrm. Ok. Partea dreaptă ar fi mai bine. Uite, noi mergem așa, tangențial, mergem în coace. Așa ar fi, mi-e pare. Uitați-vă în ventricul lateral, e partea solidă. Dacă o să intrăm, dăm pistichis la partea opusă. Eu aș merge pe dreapta. Mergem transcolosală? Poate putem să mergem noi și trebuie să mergem transcolosală. Avem măcea, am scos o tumoră la copii fixă. Fix în corna anterioară. Foarte ușor de merit. Prin punct coher, așa? Da, am un coher, da. Iertați-mă că intervin, nu vreau să mă încurc în evaluarea asta, dar despre ce caz vorbim? Asta urmează să operați acum, astăzi? Asta este de acum, da. Asta și? Asta nu este science fiction, asta e chiar real. Despre ce caz e vorba? Este vorba despre un copil de 11 ani. Așa. Și ce urmează să-i faceți copilul acesta? Așa, pe înțelesul... Trebuie extras o tumoră pe creier. Copilul are o tumoră pe creier. Profundă, foarte dificilă. Este o operație foarte complicată. Tehnic. Pe de altă parte, medicina asta sunt foarte tineri. Ce să zic, îmi plac băieții tineri, o să fiu înțeles incorrect. Dar îmi plac băieții care... Cum să zic, ei au venit cu ideea, Sasha are calitățile sale, este foarte, foarte bună în computer, știți fiecare din tineri, cu mult mai abil ca noi și când se vorbe de ceva, imediat am vorbit cu el și a găsit și a manipulat și sala, trebuie tot condus, tot procesul este azi electronizat, tehnologizat. Alexandru este un bun tehnician pentru operații, Sasha Bostan și Victor Andronache, deja este o persoană care s-a afirmat, eu pot să-i dau drumul, eu spun din partea mea, liniștit, la practic la orice operație. Ei se duc să facă găuri. Ce să facă? Găurile. Noi fără găuri, noi... Adică direct da, în... Da, trepanația, da. Așadar, echipa de chirurgi merge în sala de operații pentru pregătiri, iar când totul va fi gata, își vor chema și profesorul. Între timp, eu încerc să aflu mai multe despre cine este neurochirurgul Grigore Zapuhlâh. Domn doctor, da. Cam câte operații ați ajuns să faceți în cariera dumneavoastră? 34 de ani, dacă bine am reținut? Asta ce înseamnă? Câte mii de operații? Că bănuiesc că vorbim despre mii deja. Da, să zicem așa, eu n-am făcut încă totalurile definitive, fiindcă sunt în plin activitate. Ar fi fost așa, să zicem, 200 pe an. Oh! Bine, ultimii ani sunt și 400 mai mult operezi în ultimii ani, clar că este. Deci se adună un pic. Câteva mii, hai să zicem. Câteva mii, Dumnezeule, pe asta înseamnă 6 mii cel puțin. Așa, da. Orientativ. Poate mai mult.
Am petrecut sute de ore, poate mii de ore în Hawaii, în New York, în cel mai amuzant, în Las Vegas. Credeți unde am fost în Las Vegas? Credeți că am fost la cazinouri? Nu, au fost două cursuri pe cadavru. Noi învățăm chirurgia pe cadavru. Am pus șuruburi, am scos, am învățat și apoi am venit acasă și le-am făcut aceste operații. Discuția este întreruptă de un ciocănit la ușă. Urmează o consultație neplanificată. Eu sunt mai mult ca sigur că acest lucru va fi reușit, dar problema rămâne în funcția mărului spinării și va fi nevoie de o reabilitare destul de îndelungată. Știți lucrurile? Noi suntem gata să ne dar este pasul. Ruda dumneavoastră? Da. Cine este? Unghiul meu, fratele. Am înțeles, 50? Și nu uite. Stimată doamnă, aveți încredere în... Avem încredere și sperăm că domnul doctor să facă și pentru noi minunat. Eu o să vă ajut cu tot ce-i puterile mele. Am să-mi țin, bun, la revedere. Alo, domn profesor, noi suntem gata în sala 1 cu semn la operație. Pe acum începe toată febra evenimentului, ca să spunem așa, nu în sens clinic. Păi am zis-o în sensul metaforic. Va trebui să mă schimb, în ținut asta n-am ce căuta pe operator, de fapt, toată lumea se schimbă. Eu sunt filtrul sanitar. Okay. Aici mă schimb? Da. Aici se schimbă și personalul. Da. Îl dezbrăcat și mă îmbrăcat. Acum o să-mi dau seama cam care sunt limitele mele, pentru simplu motiv că până acum despre chirurgie n-am făcut decât să vorbesc, dar avea acum urmea asta pe cap. Yes. Ok. Abia acum o să... Și, deși sunt prezentator de televiziune, cineva în mod oficial îmi închide gura în momentul ăsta. Așa. Și pe nas. Mergem. Asta e ceea ce vedem deseori în filme, cum medicul se spală pe mâini. Cât de riscant e ceea ce se întâmplă acum? Sincer, foarte riscant pentru copil. Riscant, niciodată nu se știe. Bine, statistica este pozitivă, fără bărbașpoate, statistica personală, dar niciodată nu s-a spus precis, mai și bine. Este complicat. Complicat e ca un drum, ca un ghețuș. Mergi pe ghețuș. Okay. Poți să ajungi bine, ești atent, ai rost de iară, dar tot una. Precaut să zici ceva că va fi tot excelent. Eu am mare speranță, fiindcă astăzi deja am vătrat o astfel de tumori la alt spital, v-am spus la... Aha, mi-a spus, da, până i-a spus. Și am vătrat și am mers cu bine. Ok. Bună ziua. Caterina, mâna dreapta mea în sala de operație. Recunosc că deja începe să mă puneți la încercare. Prima dată când văd un cap desfăcut și un creier pulsând, nu vă invidiez nici măcar o fracțiune de secundă. Până la operație, așa? Da. Să-i bagi da. Până la... El a punctat, vede, chiar cu cornul ăsta, a punctat chiar... Cred că el este eu. Eu spus că eroia în demarș, sunt la școală. Ce-ți-a făcut dumneavoastră de ecran? Eu șuntul, cred că după ce e păstit și el, de fapt. Pot să vă întreb ceva, domnule profesor? Da, eu cum ați văzut de am înțeles bine, ați ajuns la concluzia că e o tumoră benignă, nu malignă. După cum conștient, păi da. Eu cred că mă să dai cumva mai sus trapece de pentru parte, ceva. Asta nu-mi place. Spune așa ca să vină normal. Vă zic, am utilizat spatele. Perfect, poate acum, nu trebuie faptul cărbării, eu trebuie să fie invertec, să trebuie să invertec, vezi? Că când vă așa. Cu acest tutelar, pentru că dinții îl port ca să fie mâinile libere. Remote control. Iar pe uitați atent, vezi că seamnă ca o perlă, vezi? Pe la fund. Aha, aha, aha.
Deci capătul tubului propriu-zis, noi vedem tumora. Da. Medical vorbind, ce înseamnă deschiderea chistului ăsta? Da. Torsiune mediană. Asta faci și un pic de compresie. Deci propriu-zis, tumora este extirpată în acest moment? Eu zic că da. Iată, ne-am scos asta deci, de la fund de aici, de jos, foarte jos. Am mers, iată așa, asta e calea noastră, așa, vedeți? De aici, asta e fruntea, nasul, iar noi așa am mers către ea. Și am înconjurat-o din toate părțile, străpungând-o. Dacă ar fi să arătați pe capul meu, cam cum ar fi? Deci ați intrat pe unde? Am intrat pe aici. Pe aici? Pe aici. Și am mers adânc, iată, până aici jos, așa. Suntem jos, la baza... Deci undeva pe aici, pe la baza... Nu, chiar undeva pe aici, nu. Acolo aici. E prea, aici, da. Așa deci ați intrat așa, practic, până aici și sunteți în profunzimea creierului acum, până la limita... Până la limita... Unde începe trunchiul cerebral. Da. Acolo mai nu se poate intra. Da. Eu ar trebui să fiu la ședința care urmează. Câte ore? Două? Da. S-a început? Încă nu, dar eu am o din partea cătie de neurochirurgie. Dacă nu mă urmează la abilitate, nu o să avem niciunul salariu de la universitate. Înainte de a intra în sala de operație cu domnul profesor, i s-au dus niște tabele, semneze, mai discuta și chestii administrative, nici bine nu se încheie, nici măcar nu încheiat operația încă și ajungem la vechea problemă a felului a în care funcționează. A fi sau nu fi salariat la stat. Ok, mergem afară. Haideți afară ca să nu stăm în sală. Gata. Alexandru Chirilă, mulțumesc. Ina, tu ai fost cu noi? Mulțumesc, tu ai fost cu noi. Așa. Bine? Excelent. Da, planul nostru a mers. Mergem. Victor, mergem la adunare. Nu mergi? Pur și simplu, terminați cu medicina și continuați cu administrația. Da, pentru o diversitate, așa. Pe coridor o întâlnim emoționată pe mama băiatului tocmai operat. Мы нашли этот дренаж, мы его удалили, потому что мы открыли естественные пути. Ребенок еще на операционном столе, но по моим ощущениям большинство этой опухоли удалено. И мне трудно сказать, хвастаться, сказать, что на все 100, но большинство, я думаю, что большинство. Почему-то говорю, снимок покажет. И если будет все, я буду на втором месте по радости после вас. Ребенок только дважды отреагировал на определенные сердцебиения, но все восстановилось, все на месте. Спасибо, вот и все. Вот и все. Вам спасибо за доверие. Сейчас его выведут. Выведут из операционной через час, примерно где-то так. Представитель нашей единицы будет сбракат комплект, чтобы мерить на жест. E vorba despre o ședință administrativă în care este prezentat raportul de audit intern al institutului. Aici, Grigore Zapuhlâh, salvatorul de vieți, devine pentru o jumătate de oră un șef exigent. Dar eu, într-un fel, aștept la dumneavoastră propunerile concrete, mecanismele de normalizare situației. Nu numai eu declar. Eu și singur, ce și mi-a spus dumneavoastră, nu v-a spărat tot ce ne-a spus aici, eu știu de mă cred, de 34 de ani. Iată că nu scrii zilele, că nu semnează acela, dar asta nu este rezolvarea problemei. Eu nu sunteți chemată și eu foarte mult speranță îmi pun dumneavoastră. Bugetul, business planul, banii. Ați vorbit despre asta? Da, despre bani. Acum nu mai vorbesc cu medicul. Nu, acum sunt director. Da, absolut, director. Am înțeles. Pe roți, pe Ferrari. S-a lăsat cu părul acolo, nu într-or... A fost, fiindcă sunt anumite cerințe către medici. Noi putem să mergem la computer tomografie, să vă arătăm mândria arătați-mi noastră. Mândria. Veniți, haideți. Unde, aici, încoace. Da? Da, încoace, da, computer tomografie. Este Marian acolo? Ia l-am pregătat. Gata, s-a făcut tot rezultatul. Ia să vedem, stați că noi acum terminăm. Așa. Cum el se simte, tot e bine? O să-l internăm, cred. Și asta e actuală. Bine, același, bine, nu e rău. Dar îl internăm, poate fi o mică inflamație. Deci, haideți. Bună ziua. Da. Bună ziua. Bună ziua. Marianchik? Nu ne vrei să mă arată într-o frumos. E ruptă sau nu? Sau are ptoză? Are ptoză, e ruptă. Deci asta e una din cazurile acute pe care noi acum au. E, unde e pacienta? Pacienta secției internare se închinează în chirurgie. De înțeles, ok. Bine. Și asta înseamnă că va ajunge pe masă de operație? Da. Acum. Când s-a întâmplat? Urgență. Când s-a întâmplat? Urgență. Da, în birou, profesorul Zapuhlâh este așteptat deja de familia pacientei internată pentru anevrism. Я слушаю вас. Я только что видел снимок ее, пока пациента я не видел. Это сентрудили чели мои апропиаты. Вы сами откуда? С Чедернуги. Понятно.
А что случилось с вами? Это ваша мама? Да. Понятно. Ну, где-то 3 недели назад вот, мне стало очень плохо. Голова болела, глаз вот, понятно. Одна сторона глаза. Диагноз был поставлен до того, как даже я включился. Это видно четко вот, на основании снимка, что, видимо, она разорвалась, вот она здесь. Значит, нужно будет сделать обязательно трепанацию и закрыть это аневризмы. Обычно такие операции заканчиваются успешно, но бывают разные. Аневризма – крайне капризная вещь. Анализы сегодня всех систем дали? Анализы, да, но нас это немножко не волнует, потому что аневризма мы должны пройти насквозь, то есть не смотреть на анализы. Это очень опасная вещь. Все? Хорошо. Ну, с Божьей помощью. Большое дай спасибо Бог. Вам. Пусть это все. Большое спасибо. Алис, все. Дай Бог, да. Все, до свидания. Требуется? Аневризма? Да. Аля, я у латину масса агресу, ты ешь, ты серви часто? Да. Бери, а то, дарчи, проблема. Значи, кум терминем херния, кум вам челалт. Мы решаемся, да? Iată, așadar, pe ceasul lui Grigore Zapuhlic, la modul propriu ceasul lui, da? 4:30 și până la ora aceasta nu l-am văzut mâncând și sunt chiar foarte curios să văd. Domnule profesor, operație după operație, ședință după ședință, alergătură după alergătură, dar de mâncat. Apucați să mâncați? Da, o dată pe zi cel puțin. De două ori. Depinde de situație. Dacă este timp, da. Dacă nu, în mod serios, dimineața și seara. Dimineața și seara acasă. Dimineața și seara de obicei. În rest, nu prea este timp. Când ceva îmi spune, aveți masă, dar nu sunt unii, toți chirurgii sunt cam așa. N-avem noi când ne... Nu poți să te oprești absolut. Cum să te oprești de acolo? Strigă, țipă, hai, făm, te mă doare. Un alt caz, o altă consultație. De această dată, pacientul se pare că este ocolit de bisturiu. Bine, deci vreau să vă spun că într-o fel are noroc, încă nu s-a n-a fost găsit depistat cancerul, de asta nu te nu este, deci el este un pacient pentru neurolog. Deci vă duceți la etajul întâi, în secția de internare este neurologul de gardă ca să vede recomandări, nu este de operație. Și în locul lui, pentru că bolile care au nevoie de operație sunt foarte grave și foarte mult de ele nu e posibil de făcut nimic. La dânsul mai bine. Mi-am înțeles? Ceva este, cum spune, scleroza vaselor, de vârstă mai mult. Scleroza vasă. S-a auzit de așa ceva, da? Așa se spune în popor, deci ca să mă înțelegi. Nu o să spun că ateroscleroză. Bine? Deci, secția de internare, da. Primul nepăcoi. Secția de internare, bine? Aha. Hai, păduși, da. Bine, ok. Așa, acum am plecat la următoarea, cum spune un coleg de meu din... Asta aduc aminte cine? Profesor Juha Hernes-Nemed la Helsinki. Este un mare, unul cei mai mari chirurgi vasculari, neurochirurgi vasculari. Next case. Next case. Next case. Bună ziua! Bună ziua! Vă scuzați, așa pantalonii îmi țin îmbrăcați. A treia operație de astăzi este o hernie de disc. Este o boală destul de frecventă în contingentul pacienților. Majoritatea pacienților care avem sunt cu hernie de disc. Deci hernie de disc este o deplasare a nucleului pulpos a discului intervertebral cu compresiunea unui nerv stâng sau drept. În cazul dat, noi avem nivelul a 5-lea lombar pe partea stângă. Deci pacientul are dureri foarte mari în piciorul stâng. Și acum și o să vedeți, iată nervul a apărut deja. E foarte bună și este comprimat. Iată, deci este un ligament care se extrage pentru a vedea acces mai mare, îmi pare să așa ajunge. Da. Dacă eu n-am răbdare să mă scot. Să mergem la aneurizmă. Ai scos-o, Leac? Aici cât că ar fi. Hai, etapa 2. Plecați masa în sus, vă rog frumos. Distrug coagulatorul. Curent. Pașca. Pe deget în sus, în jos. Curent. Curent. Iată, aici a fost hernia care s-a rupt.
Și iată, n-am lătrat, a fost un proces destul de vechi, cu osificări chiar. Deci a fost alea mai dificil ca de obicei. Dar la urmă s-a decis că a rămâne cu tot cu bine. Ce-i frumos și... Number 3 s-a terminat, next case. Următorul caz va fi o nevrită. Urgent. S-a închis, mă fie frumos. Putem? Gata? Bine, number 3. Acum e momentul pentru o vizită în secția de terapie intensivă. Băiețelul operat și-a revenit. Vot vaș malcec, spalcec. Smur. Nikita? M-am lăsat. Nikita, e gabelină. Nikita, как себя чувствуешь? Отлично, молодец. Чтоб ты был здоровеньким. А ну-ка, подвигай ручками. Покажи нам, как ты ручками держишь. И левой тоже. Левой давай. Поднимаешь? Давай, давай, левую. Ну, она в капельнице. Ну, молодец, все. Больше тебя не мучить не будем. Все, молодец. Букурия мясти, и норма. Ее сын, допустим, до персона, до мамы. Согни. Мабукур. Согни. Челеп. Мне не сапара все спектакулос. Спектакулос. Я ожидал, что я дорма, но мне осталось. Хотя сфи и орче. Ну что? Eu nu trebuie dus medic, dar îmi dau seama că asta e ieșit din comun. Absolut. Pulsul în jurul la 90. Saturația cu oxigen 100%, fără oxigen. E foarte important momentul trezirii. Dacă pacientul s-a trezit foarte rapid, este un semn foarte bun pentru viitorul său după așa timp de operație. Uvidi живого сына, который мне показывает, что все хорошо, я тебя люблю. Это непередаваемо. Вы успели с ним разговаривать? Да. Разговаривала с ним, он сказал, сколько сестре лет, сказал, как ее зовут, он все знает, все показывает. Но мы поправимся, мы сильные, я знаю, у меня очень сильный мальчишка, мы поправимся. С помощью докторов мы обязательно встанем на ноги. Правда, Никита? Lăsă pe băiețaș, nu? Da. Domnul meu, acum, puțin somnolent, nu-i de atâta după ce din cauza operației, cât s-a făcut analgetice. Un fel de cheeseburger. Acesta este mare burgerul. Și pentru că astăzi eu e departe de a să fi încheiat. Urgența. Urgența, anevrismul despre care am vorbit. Da, da, da. Până la urmă, cum veți aborda anevrismul ăsta? Ce? Metoda deschisă prin trepanare și clipare, cum numim. Trepanare și clipare, dar ați glumit ceva mai devreme și ați spus că femeile au o mare problemă, orice, dar să nu li se atingă părul. Atunci ce veți face? Îți face totuși o trepanare clasică, pentru că asta presupune să distrugeți părul sau alegeți o altă cale? O cale alternativă. Așa? Supraorbitală, deasupra orbitei. Adică aici undeva? În geam, da. Dar să nu lăsăm urme. Pentru că părul pe rând tot crește înapoi și nu se vede. Alo? Da, doctor. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Vin mai dat, mai dat. Nu sunteți prea obosit la ora asta pentru o asemenea operație? Nu, nu, nu. Nu pot să lucrez non-stop. Haideți să mergem la anevism. La anevism. Okay. La anevism. Oana mi-a chemat. Ok, am plecat. Let's do it. Mergem. Sper că este ultima astăzi, dar cred că nu o să mai avem timp. Va fi mâine. Mergem. Dar o să închideți răgușa până la... ca să nu dispară ultimele rămășiți ale ultimele mere să fie mâncate. Așa. Creier excelent. Azi totul este excelent. Da, eu sunt gata. Caterina, mai ai unul? Pregătește. Ba, net, hai. Ridicați-vă capul mai în sus. Capul mai în sus, arăsați că este așa și o leacă. O leacă, o leacă. Apar le-a buton, pardon. O leacă de sfredelit aici, ar fost ideal. Nu, nu e sus. Nu, sunt și așa. Ține. Cuiam. Bombatic. Aspirator de alimentat. Cuiam.
pentru rodinii, vreau să-i întrebesc de mână să mă dăm. Carotida e în spate, așa. Acum, la o dată, pregătesc clipul pe mea. Și nu schimba viteza la rotează. Aici parcă arată, aici parcă nici o arterie, aia, 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 aia. Ia, poți să lasă să vedem. Dacă eu îmi spun coletul, îmi spun clipul aici, înseamnă că nu ce da nevrie la ta cu și partea să-i vină. Că nu e, na, nu e normal. Păi da, acolo este un fel de ștuță care nu l-a revenit la acest. Dacă îl nervă trei în vezi, spune. Vezi, da. Unizor, nu? Pacientul la scola și s-a vorni. Acum. Un fel frumos. Prima scripcă. Da. Mersi. Tietul un fel foarte mult. Acușa vin să vă... La revedere! Mulțumim! Ultima? Sper! Ora 8, mai știi? Dar mai putea fi? Da! Dar de obicei nu. De obicei nu. Asta este ceva extrem. Și de aici ce ar urma să faceți? Mergeți acasă să o luați pe doamna? Da, da. Că la serviciu. De la serviciu? Tot lucrează. Ah, tu și de tot una. Și doamna lucrează până la până ora asta. Da. Da, ok. Ce să vă zic? Na, las camera la o parte, poate că într-adevăr s-a terminat cu operațiile pe ziua de azi. O zi extrem de plină, ca să fiu sincer. Un anevrism, o tumoră, o hernie de disc. Cam asta a fost reușitele de astăzi ale doctorului Martin Papuclic. Ce să vă spun? Sper că ajungem la cină. Aici urmează să vină familia domnului doctor la cină. Ce să facem? Nu stăm afară. Mergem înăuntru, așteptăm acolo, ne vedem cu dânsi acolo. Marian, a sunat? Nu se? Marian, nu sunat. Eu v-adus ce am rugat eu? Da. Sper. Noi mergem la restaurant acum. Ocazia zilei de 4 noiembrie. Este așa o dată mai specială. Vom celebra 34 de ani de când am terminat, de când am terminat internatora. Repet, aici îmi pare că noi am făcut rezervarea pe aici, ia? Acum mă greșesc, iată, asta este restaurantul în care noi ne ducem. Și trăiască sărbătoarea. Bine m-a regăsit, în sfârșit. S-a ajuns, da? Dar s-a terminat, oare? Sper. Am înțeles. Momentul pe care l-ați așteptat. Da, toată ziua. Cam ce? Din meniu acolo, arătați-mi doar ce credeți că o să-și comandă. Fructe de mare. Fructe de mare. O, frumoasă. Fructe de mare sau sucru. Corect? Nu. Absolut. Deci fructe de chiar mare cu ochii stau. Tui. Și după aceea? După aceea ceva gustos de pește, dacă este gustos. Absolut. Sau o bucată de carne. Semi-prăș. Pentru mine ce am văzut eu astăzi a fost, miracol. Pentru noastră, asta respirați, asta trăiți în fiecare zi.
Este o mică minune, așa, de fiecare dată nu știi cum se va termina. Dacă o spui din start că va fi totul bine, ești un naiv sau un prost. Niciodată nu spune că au fost cazuri diferite. Este un lucru foarte prestigios să lucrezi în această instituție, mai ales atunci când eram un tânăr absolvent. De obicei ne trimiteau țara, micile orașe, ca să ridicăm nivelul medicinii, așa spunea noi, să ajutăm populația. Și am văzut Chișinău, Institutul de Neurologie și Spitalul de Neurologie. Ați bănuit de la bun început ce urmează? O viață de asta complicată? Mă câteva zile eu și-a făcut băgarul și-a făcut în Chișinău. Eu foarte mult am retrăit în felul că plecarea asta era sfârșitul carierii de la Cahul. Și asta va... Și începutul carierii la Chișinău. Dar... Iată vocea optimismă. Absolut. Da. Am fost peste tot și am văzut toți munții lumii. Și în Hawaii, și în Las Vegas, și foarte mult, în Tokyo, și în Germania, și nu tot în lung și la ce am putut să fac, cu profesia mea. Dar cel mai dragă mie este un munte în satul meu, în Moșcăuț, care se cheamă Dealul Român. Și când mă duc în Dealul Român, și când bate vântul și vine mirosul ăsta de iarbă sălbatică, și mă uit la râul, cel mai mare râu din lume, și mă uit la satul meu acolo, în vale. Iată, acum aș zice, nu m-aș duce nicăieri, sau dacă m-aș fi dus, tot m-aș fi întors în Dealul ăsta Român, care zic, poate odată o să mă întorc acolo. Noi va trebui să facem un lucru acum, să lăsăm... Desertul? Nu desertul, pe dumneavoastră cu desertul, cu tot. Să le dăm câteva clipe de liniște, pentru că după cum ați văzut, prea mult timp, unul pentru celălalt, nu prea cred că au avut niciodată, nici acum nu au, și noi le răpim puțin până și din timpul acesta pentru o cină liniștită. În familie. Noi o să ne întâlnim peste o săptămână și nădăjdesc că vor fi tot așa niște povești de viață și o zi petrecută tot așa cu personaje de excepție. Mulțumesc mult! Ce să vă spun? S-a vrut desertul, măcar atât cât se mai poate. Mulțumesc! De asemenea!